Angajatorii de la stat au scos peste 3.000 de joburi în aprilie, luna dinaintea blocării angajărilor în aparatul public, în timp ce în perioada ianuarie-aprilie au fost disponibile aproximativ 10.000 de posturi în instituțiile de stat, arată datele unei platforme de recrutare online. Astfel, după ce la finalul anului trecut a fost anunțată deblocarea a 90.000 de posturi vacante din aparatul de stat, luna mai a venit cu vestea înghețării angajărilor în instituțiile publice până la sfârșitul anului. Măsura de înghețare are ca scop reducerea deficitului bugetar, însă nu se va aplica și în cazul angajărilor din educație și sănătate, acolo unde există o nevoie considerabilă de personal. Aproximativ 20% din numărul total de locuri vacante sunt pentru medici, asistenți medicali și infirmieri. Totodată, 11% sunt pentru muncitori, 6,5% pentru îngrijitori și 5,3% pentru referenți.